Bine v-am regăsit la mirobolanta serie cu magazinul, ei bine doar ce am plecat de acasă, mi-am salutat și eu copiii, nevasta, tot ce este, hai că e goală casa dacă e. Și mergem să cumpărăm niște peștiuci și să-i vindem la magazin. Știți că în ultimul episod am vândut absolut tot, laptop, tot ce era prin magazin am ținut doar frigiderul cu pești, așa că de asta cumpăr pești acum pentru că n-am loc pentru altceva și bineînțeles din asta trăim noi. Tot astăzi o să dăm o tură până la fermă, poate mai investim în fermă, Neaparat trebuie să luăm banii din fermă, banii din fermă îi putem lua doar seara după ora 10, așa că sunt curios cât produce și astăzi. Salutare barbașane și ce mă? Să dea lumea like? Bă, o zis că nu mai pot să cumpăr pești dacă nu dați voi like. Deci trebuie neapărat în momentul ăsta toată lumea să bubuie butonul de like. Pentru că seria asta cu magazinul merge un pic mai prost în ultimul timp decât de obicei, așa că s-o supărat ăsta pe noi și nu ne mai dă pești la ofertă. Hai să vedem. Ăștia sunt prea scumpi, bă, chiar nu ne mai dă. Ăștia sunt 301, să zicem decent. Ăștia iar sunt relativ scumpi și ăștia, chiar dacă scrie good price. Ok, ăștia sunt la un preț bun, chiar foarte bun, aș putea spune, dar nu sunt atât de profitabili. Ăștia sunt la un preț decent, stați să vi arăt, 301 și ei sunt 350 prețul normal. dar sunt ok cumva, dar nu-i cea mai bună ofertă din lume. Cumpărăm și ăsta și avem în total 5 cutiuțe cu peștiuci. Urcăm frumos cutiile și mergem la magazin să aprovizionăm magazinul. O să facem o schemă cu banca din nou, vom da nume magazinului din comentarii, așa că dacă aveți propuneri, puneți-le acolo în comentarii, pentru că în episodul următor sunt luate în considerare. Nume și culoare, bineînțeles, iar după vom pune un nume și din partea abonaților de Petrovo. Veniți și voi pe live-uri, primul link din descriere. Bun. Mai avem 5% mașina reparată, deci probabil o să ne lase în mijlocul drumului o să ne pice o roată, ne pică volanul sau, doamne ferește, cine știe ce, motorul naiba. Acum băgăm un speed din la blană, avem grijă să nu facem accident și fii atent. Înainte de toate, vreau să iau o cutie de perci fiși de ăsta, să mă asigur de ceva și mai avem ăsta la alt, pike Vreau să văd dacă am pești ăștia la vânzare, iar după mergem să facem manevre la bancă. Uh, văd că mai am doar un din ăsta. Cred că ăsta e. Da. Ba nu e ăsta. Stai mă că am încurcat. Dar oricum nici din ăștia nu aveam la vânzare. Și cred că nici din ăsta, da. Corect. Bun, punem la vânzare o cutie întreagă, iar după mergem la bancă să facem manevra. Pentru că asta este, avem nevoie de bani. Nu avem ce face. Se fac manevre în jocul ăsta, Apropo, doar ce am testat înainte, s-ar putea să începem, când ne plictisim aici, și viața la țară. Că știți că acum suntem la oraș cu magazinul și putem avea un magazin la țară. Iar acolo o să pun să avem bani de 10 ori mai mulți, pentru că există o opțiune și în felul ăsta vom face progresul super, super rapid. Ei bine, schema de la bancă o știți deja. A, dar nu mai am bani. Mamă ce paletă sunt. Ideea era că trebuia să am 800 de dolari, îi plăteam uh, și după aia am promutam alții 1000, iar eu la final rămâneam plus 200. Bine, eram minus 200 în plus în bancă, dar uh, da, asta este, trebuie să așteptăm. Până una alta schimbăm și noi numele magazinului, că chiar dacă ni se potrivește sărăcii, trebuie să-l schimbăm. E un episod nou, 480 de dolari, se fac și banii, hai să găsim un nume. A, dar nu pot să pun nume. Ce paletă sunt? Doamne, iartă-mă! Hai să explic. În episodul anterior am vândut laptopul. De pe laptop se pune nume, se salvează și toate cele. Ei bine, nu avem laptop. Nu ne permitem să cumpărăm laptop. Cât costă un laptop? Cred că era vreo 500 de dolari. Eu l-am vândut la jumătate de preț. Cât e mă laptopul? 450. Tu te mă că nu dau atâta să ajung în sărăcie, lucie, niciodată. Asta este momentan fără nume la magazin. În episodul următor mai punem sau poate mai târziu după ce colectăm banii de la fermă. Dar momentan suntem sărăciile pământului și nu ne permitem. Uh, nu mai pot nici să fug. Ai de capul meu sunt. Mi-e frică să mai bag mașina înăuntru. Mă dai, am luat toate cutiile. Dacă sunt încă 3 și am pus două. Vai sărac sunt, doamne. Cât costă mă să repar mașina? 800 de dolari? Bă, ăsta e furt. Ok, nu știu ce să facem. Da, 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 ăsta e furt pe față. Vânzările merg blană, am reușit să pun și toți peștii în frigider la timp să nu se strice. Avem 852 de dolari, ceea ce înseamnă că schema poate fi făcută. Și uite așa, easy peasy, 200 de dolari în 2 secunde. Fiți atenți. Deci avem 852, da? Dăm 800 și luăm 1000. Nici măcar. Nu se mai pune în bancă. Deci cred că minus, 2, minus -2950 de dolari maximum. Păi și dacă plătesc 1000 și iau iar 1000, da, nu, nu mai e nicio schemă. Tare. Foarte tare. iar aici se schimbă repay loan-ul ăsta. A, ah, pe păi normal că nu mă trecut pe minus, pentru că mă va trece în fiecare zi cu minus 50. Ce paletă sunt. Nu, no, da, e ok. Mi-am dat seama. Bineînțeles, trebuie să ne mai facem și noi nevoile din când în când, pentru că e jale deja. Uh, știi ce aș vrea să mai facem? Aș vrea să mergem puțin, după ce cumpărăm iar niște pești să-i punem aici, că momentan doar din asta trăim. Și aș vrea să vă duc puțin, nu știu dacă vedeți voi cursorul, acum cu siguranță îl vedeți. Aș vrea să mergem puțin în zona asta, adică la m, Trading Company. Aș vrea să mai mergem la m, chestia asta de aici. Și cred că mai era una, dar nu mai știu. A, să mergem și să vedem cât costă să ne reparăm mașina, că din telefon costă mai mult. Dar mergem și la firmele astea două, pentru că acolo putem cumpăra acțiuni la firmă. Ce înseamnă asta? Practic, cumpărăm o parte din firmă și profitul firmei se împarte în mod, bineînțeles, dacă eu am 10% din firmă, 10% din profit îmi vine mie. Așa că o să vă arăt acolo când ajungem. Dar până atunci o duc și eu la nene ăsta, sper să dea mai ieftin hot dog că sunt sărăcia pământului. Hai, fiști tu de treabă. Hai că îl dă mai ieftin, că e tot 15 dolari. Ok, eu zic că stăm bine. Nu poți să-i furdu asta mașina, mă? Nu merge. <laughs> am încercat, ce să zic. Pentru un moment chiar am crezut că e mașina mea, că e tot portocalie. Mai colectăm puțin banii, avem 1368. Mergem, cumpărăm peștoi de toți banii, îi punem acolo și plecăm la o plimbare. Cea mai bună investiție la moment este să cumpărăm probabil pești din ăștia și din ăștia. Dar o să cumpăr mai mulți din ăștia, că n-am luat atât de mulți înainte. Așa. Lungan din ăștia. Iar de 400 de dolari, hai să mai luăm și din ăștia. Adică avem una, două, trei. Let's go. Trei și 3. Măi, eu nu mă pot abține și cu riscul de a rămâne cu mașina blocată aici și de a plăti 800 de dolari pe care nu i-am, o să fac chestia asta. Încerc să intru cu mașina în pescărie. De fapt, mm, atât. Nu, se lovește singură. Și acum pot să trec, da, pot. Nice. Bun. Și o să-mi fie mult, mult mai ușor. Deschidem port bagajul, lovim la asta casa de marcat, ne dă afară în șuturi și stacăm cutiile. Ceea ce e fain e că dacă, bineînțeles, voi știți deja, dar dacă pui astea cu atenție, îți cap fix 6. Dacă nu, maxim 3 bucăți. Bam, bam, bam. Bine, într-un fel nu prea e cinstit că Ies puțin cutiile pe afară, dar asta este, este un Bun, hai să plecăm. Băgăm viteza aia blană și ne riscăm cu niște drifturi. Are. Stai că n-aveam viteză suficientă. Ok. Și riscăm să intrăm cu mașina. Nu știu ce să zic. Um, hai să vedem, na. Vai, că mă lovesc de, de, clienți. Nu, 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 nu. Uuu, s-a auzit asta. Sper să mai meargă, Doamne ajută. Cât mai are? 4%. Îi bine momentan. Colectăm banii, încă 300 de dolari în portofel. Dăm jos cutiile cu viteza luminii, punem peștii și am plecat la plimbare. Sincer, cred că mă duc să iau scuterul pentru plimbare. De fapt nu, că trebuie să merg prima oară cu mașina asta să vedem cât costă să o reparăm. Da. Ok, momentan punem peștii și după aia revenim. Cât de tare e că acești pești sunt mai mari decât locul în frigidere. Ar trebui să-i pun invers, dar ocupa mai mult spațiu. Așa că dacă merge și așa, îi punem așa. Bun, mai avem doar 3 cutii. Doar 3 cutii. Ok. Uite, de exemplu, pot fi puși așa. Și avem și mai mult loc. Let's go. Sunt un geniu. Bun. Aici trebuie neapărat să-i rotim iar. Pe ăsta, de exemplu, îl putem lua și îl punem peste fratesu și bam. Înainte am avut o problemă mare. Al doilea pește pe care l-am pus peste un pește pur și simplu, zicea că n-ar fi în frigider. Uite asta la fel. Zice requires fridge, acum merge. Dar ăla nu voia nici cum. Uite că mai avem din ăștia. Let's go. Ok. Bam, bam, bam. Și mai avem doar o cutie și suntem ready to go. Și ultimul pește lungan îl punem în frigider. Deja e 6 seara, imediat primim banii și de la fermă. mai suntem în bani, nu mă pot plânge. Avem deja 625 de dolari și vreau să băgăm un pic viteză până la, la mecanic, practic. Aici, la... Cred că aici la tools trebuie. Pentru că dacă ne uităm noi bine, imaginea aia se potrivește cu asta, doar că e altă culoare. Fundalul gen. Și de aici putem cumpăra doli doar. Ha mă, ești serios? Văd că sunt bor și flex toate nebunile. Mă, eu vreau să repar mașina, numai prin telefon pot. ce e asta? Aici zice să venim, cred. Asta trebuie să fie, nu? A, nu e ăsta. Nu, 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 nu e ăsta. E mai în față, bă. Trecem de neapolițaiu și după. Let's go. A, dar oare... Hmm. Stați un pic, eu vreau să-mi scop banii aia de acolo. Pot să scot de la ATM și am banii în mână, nu? Nu, trebuie. Bă, ce prostie, bă! Pe cum adică? Deci mergi la ATM și pentru a putea scoate banii de pe card, trebuie să-i bagi în bancă prima oară și după aia din bancă îi scoți în portofel. Păi ce bancă e asta? Că trebuie pur și simplu să scoți banii de pe card în mână. Și dacă îi bagă în bancă, eu fiind pe minus, practic nu-i mai am. Vai ce mărlănie. Deci ei au 100 de dolari, sunt blocați. Sau eventual să cumpărăm... Um, să cumpărăm de la, de la Jaber Shop. A, ah, uite aici mecanicul. N-am fost niciodată la el. Ok, și cât costă mai la el? Că va trebui să dăm la un moment da. dar nu prea aș vrea acum. No cars. Ah trebuie să-mi aduc mașina aproape. Ok, mi-e puțin frică. Frate, vezi că dacă o mai lovesc cu dată de tine, îi șpașpa. -șpa. Suntem pentru prima oară la. au oh, oh mai. Credeam că m-am dat jos. Ok, cât mai are 2%. Sunt trip. Cât am dat? N-am fost atent. Câți bani aveam? Uh, aveam 625 și mai am 275. Matematică rapidă. După matematica mea, 350. Am dat. Băi, bine zic eu. Dar fiți atenți că șmecherie. Dacă vrei să repar de aici, te costă 800 de dolari din cauza faptului că ești tu nub și rămâi cu mașina stricată pe undeva, Iuria. Și eu pățeam asta, că dacă ne puneam să dormim, sigur pățeam asta. Bun, păi atunci nu avem niciun motiv să nu mergem cu mașina, pentru că e reparată, totul e bine. Adevărul adevărat e că trebuie să am și o grijă să nu mai fac accidente odată la două secunde. Ar fi o treabă. Driftu! <laughs> să nu mai fac accidente, dar eu fac drifturi. Driftul! Să că aici suntem la Jaber Shop. nu bine. Hai să o dăm înapoi. Da, chiar vreau, știu că e portbagajul deschis, dar nu prea contează asta. Chiar vreau să nu mai lovesc mașina deloc. Chiar o să încerc. Nu știu dacă reușesc, dar o să încerc. Bun. Aici avem noi un magazin interesant. Asta cred că e magazinul de mașini. Da, Așa pare. Ați în două secunde să fiu sigur că m a redresat. Bun. Și avem noi uh, lângă magazinul de mașini Trading Company. Deci, practic, este o companie de trading. Um, și noi putem să investim în ea. Parcă și noi ca boșii. Și fiți atenți. Um, nu știu exact cât la sută din ea cumpăr că nu îmi scrie, dar ceea ce îmi zice îmi zice în felul următor. Dau 7000 de dolari și primesc procent stocks din firmă. Iar probabil tot așa ca la fermă, pe același principiu, la finalul zilei primesc uh, profitul sau nu știu, poate o dată la câteva zile. Marea problemă e că eu n-am deloc bani pentru așa ceva. Adică de bia mă întrețin, apoi să mai investesc și în... Uh, nu! U, la limită. Bă, ce repede merge cu spatele. Apoi să mai am bani să mai investesc și în firme de genul. N-am. Asta este, stăm pe tușă. Dar, cred că pot să mă duc să-mi iau banii din fermă. Cred că chiar acum pot să iau. Dă, Doamne, să fie mai mulți decât ultima oară. Că nebunesc. Hai să ne oprim aici. Bun. Și vorbim cu nenia. Ia. Yeah. Interacționăm cu el, da? Cine? Nimic nu ne zice. Bă! Facem mișto? Eu dau bani banii oare? ne dau automat? Nu știu, dar știu clar că era ceva cu ora 10 seara. Stăm aici până se face 10. Ne mai vizităm și noi animalele. Ia uite-vă, cuța. Hopa! Ia vezi. Hai bă, dacă nici acum nu pot să iau. Pă cum, mă? Ai, eu pe... Nu mai contează. Apăsam pe E. În loc de F. Ce paletă. Și aveam 275. Deci am făcut 220 de dolari. Știți, bani, mă. La câte găini. La câte vaci am. Trebuie să mai cumpăr animale, probabil. Dar, în momentan, nu ne permitem. Bun. Aici ar mai fi uh, o companie de export. Nu știu ce exportă, dar. Exportă ei ceva. Ei bine. La fel și la ei putem cumpăra, îi efectiv identic interiorul. Putea să se chinuie și ei puțin. Dar aici costă 50 de mii. Deci, practic, astea sunt chestiile în care nu știu dacă aș vrea să investesc sau nu. Poate fi ceva spectaculos de bun și să devenim milionari. Și în același timp, poate să fie ceva groaznic. Așa că nu știu ce să facem. Dar ceea ce știu clar acum e că aștept un save automat. Și ne revedem. Tocmai am făcut o mare prostie, cred eu, nu sunt sigur, trebuie să dăm o fugă rapid de la fermă. Cred că am pierdut banii din fermă pentru că am ieșit din joc. Eu crezând că s-o salvat automat, ăsta se am dat direct live, n-am mai stat la discuții și s-ar putea să fim faliți. Adică să ne fi pierdut banii după ce am așteptat o zi întreagă. Da. Problema e că eu nu mai am cum să dau să dorm. Pentru că ce să vezi, mi-am vândut patul. Am vândut pat, am vândut tot ce se putea, pentru că se dădea autosave. Dar acum văd că mi-am luat mare schem. Cu viteza luminii mergem până la Nenia, dacă nu ne dă banii, îl dau afară. Nu mai stau la discuții. Dacă nu văd acolo 499 de dolari, ești out. Pa, cum Doamne, iartă-mă, bătu joc. Nu pot să-l dau afară în glumit, ăsta e jocul. Deci tocmai am pierdut banii de la fermă. Asta înseamnă că suntem obligați să cumpărăm un pat. Pentru că dacă nu cumpărăm pat, nu se dă save. Corect? Corect. da. putem și laptop, într-adevăr, că putem da save cu laptopul. Dar mi ne trebuie pat, că la ajută mai mult. Dăm o fugă până la magazin. Am pierdut banii de pe fermă. Sunt cât se poate de frustrat. Dar asta este. Se mai întâmplă. Măcar am învățat o lecție. Bun. Va trebui să mai stau eu puțin AFK pentru episodul următor să mai fac rost de bani. Că suntem săraci lipiți pământului. Mai am pești și dorm pe stradă, frate. Eu te pești măcar avem, dar nu mai cumpără nimeni. Hai că avem 100 de dolari. Suntem bine. Um, cred că o să stau o să cerșesc pe aici. Da, bă, și mie 2 dolari. Să fac și eu o mie. Dă frate 2 dolari. N-auzi? O, oh, dar parcă sunt mai mulți oameni pe stradă. Dă bă 2 dolari. Mă, dă 2 dolari că te tund. Te tund chel. Mă, te tund chel, n-auzi? Mă, n-auzi? Bă, dă cu mine, mă. Asta este. Nu vrea să-mi dea nimeni bani. Cu asta mai pot face trade-uri ceva și mecherii. Nu pot încă. Dar mai fur eu 50 dolari de la el. Recuperez banii de la el. Asta este. Um, o să-mi iau banii Și, din păcate, suntem rip Hai să mergem să cumpărăm un pat uh, Cred că putem merge direct cu taxiul, Ca să nu mai pierdem timpul Și mergem la Furniture Shop Cred, sper Ajungem la Furniture Shop în 3 secunde Și sper să se vândă paturi aici Nu se vând paturi aici, mă? Nu se vând paturi aici. Mă, da. Eu mi-am vândut patul sau nu? Vede? Mi-am vândut patul și... A, ba, da, mă, sunt. Credeam că nu mai pot să cumpăr, bă. Doamne, că făceam spume. Câte te că costă 350 de dolari. Oh my god. Minus 3100 în bancă. Vai de capul meu. Bă, scumpi un pat, mă? Și plus că nu trebuie pat atât de mare, deștiu știu cât de mare îi. Dar nu-l pot pune aici decât în casă. Bon, măcar acum putem dormi dacă mergem acasă și nu mai pierdem bani aiurea. Uh, da, hai să mai vorbesc o dată cu ăsta dacă toți sunt aici. Poate se răzgândește mă și de banii. Ăsta practic ne o furat de 220 de dolari. Fermierul ne-a ciordit banii, efectiv. Ce banii! Să vin după ora 10 seara. Hai că vin și trag mare paletă. Da, mergem din nou cu taxiul, înapoi la, la, magazin, că n-am de ales. Uh, ăsta, cred că e shop, nu? Sper să nu mă duc altundeva, că nebunesc. Da, bun. Mai luăm niște bănuți de aici, 718. 18. Uh, laptop nu o să-mi cumpăr, că nu-mi permit. Ce mai am pe aici? Ia, dacă pun eu asta, pot să o vând? Da, Bun. Am mai făcut 15 dolari. Asta pot să o vând. Am mai făcut 15 dolari. Ușa pot să o vând. Și am mai făcut încă 15 dolari. O, încet, încet, recuperești și eu bani. Gata. Iar suntem la 800. Avem și ceva pește, nu mă pot plânge. Deci aici cred că am pește lejer în valoare de 2000-2500 de dolari. Poate chiar mai bine de atât. Așa că banii există, dar sunt blocați în marfă, ceea ce e logic să fie așa, că altfel n-am cum să mai fac bani acum. Că am investit... Cât am investit, mă, frate, în ferma aia? Cred că costa 3.000 ferma sau cât costa? Că nici nu mai știu. Oare mai știu abonații de pe Trovo? Undeva la 3.000-3.500, cred că 3.500 totuși am dat pe fermă. Plus cât am mai dat pe animale, vreo 1.000 de dolari, deci 4.500-5.000 de dolari investiție în fermă și primesc 200 de dolari pe zi, înapoi. Dar nici pe ea pentru că mă fură ăla. Ai, 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 înnebunesc. Da, asta e viața, Nu avem ce face. Singura chestie pe care o mai putem încă face, cumpără bă ceva. Hai, bun, la fix. Mai facem și noi rost de câte 50 de dolari, mai prostim puțin banca, ia fiți atenți. Venim frumos aici, dăm 950, luăm 1000. Ești prietenul meu cel mai bun frate, ești singurul care îmi dă bani pe moca. Ești barbașan adevărat. Da, aici încheiem episodul barbașanilor pentru că sunt ultima sărăcie. Promit că pentru episodul următor o să fac rost de o grămadă de bani. Și cred că o să fac rost de minim 7000 de dolari să investim în, în compania aia. Devenim oameni de afaceri practic. Sau dacă nu fac 7000 o să fac undeva pe aproape. Dar probabil că în episodul următor o să, o să mă gândesc eu să mai vindem și altceva în afară de pești. Dar tot ceva scump. Acum încă nu știu ce. Vedem, rămâne de văzut. Dar probabil iau un frigider și vând și carne normală. Să vând numai pește, carne de porc, carne de pui. Practic să fie ca un fel de măcelărie dacă vreți. Și în episodul următor ne deschidem măcilăria Nocivanului. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel, toate cele bune, și pașpa.